Partenerii din cele trei partide politice care fac parte din Uniunea Social-Liberală nu se mai înțeleg. Dacă până mai ieri liberalii declarau despre colegii social-democrați că nu își fac timp pentru a se întâlni, conservatorii acuză acum același lucru. Pe mine mă nemulțumește și problema asta, faptul că de câte ori s-au întâlnit dumneavoastră, Partidul Conservator n-a participat la aceste întâlniri. Deci să înțeleg că și dumneavoastră, conservatorii, sunteți supărați. Da, avem și noi nemulțumirea noastră. De-aia am și hotărât în cadrul Biroului Județean să mergem pe liste proprii. Le-ați explicat liberalilor care este poziția dumneavoastră? Că n-am avut o întâlnire cu liberalii. Reprezentanții Partidului Conservator spun că au decis în cadrul Biroului Județean să meargă singuri pe liste la alegerile locale viitoare. Am văzut că nu se le-a apărut foarte multe disensiuni, atât în cadrul PNL-ului cât și în cadrul PSD-ului. Și atunci am zis că ca să dispară toate aceste disensiuni, este mai bine ca fiecare partid să meargă pe liste proprii la alegeri locale, urmând ca alegerile parlamentare și prezidențiale să meargă pe liste comune. Liberalii gorjeni spun că nu înțeleg nemulțumirea conservatorilor și afirmă că e dreptul lor să aibă candidați proprii pe listele de la alegerile locale. Protocolul Alianței de Centru Dreapta le permite dumnealor să aibă această opțiune. Noi nu i-am ignorat. Din câte se știe, în ultima perioadă n-am mai avut nicio întâlnire la nivel de USL. Dumneavoastră sunt reprezentați în această comisie și noi mergem acolo ca și Alianța de Centru Dreapta și nu ca și Partidul Național Liberal. Deci, în concluzie, noi i-am invitat de fiecare dată, am ținut legătura cu dumneavoastră. În ceea ce privește protocolul USL, președintele PSD Florin Cârciumaru spune că acesta va funcționa la Gorj fără probleme. Joi, socialdemocrații gorjeni se întâlnesc într-o ședință internă de partid, iar pe ordinea de zi nu este și o întâlnire cu reprezentanții ACD. Este tacâmul nostru interior și nu putem să comentăm, să discutăm, să vă spun că vom discuta despre cotizație sau despre alte probleme. Vom discuta problemele care au apărut de la ultima noastră întâlnire în cadrul organizației. Veți discuta despre o eventuală întâlnire a USL-ului? O ședință comună? Dacă tot insistați, pot să vă spun că nu vom discuta punctul ăsta. Surse din cadrul PSD Gorj spun că unul dintre punctele de pe ordinea de zi se referă totuși la recentele declarații date de reprezentanții PNL Gorj în ultima perioadă, după care se vor lua și decizii în sensul funcționării protocolului.